Vrei să câștigi un iPhone 15 total gratis doar jucându-te pe serverul nostru? Astăzi o să-ți prezint cum ai putea să câștigi acel iPhone doar jucându-te pe serverul nostru rpg.b-hood.ro. Nu uita să folosești referalul meu 807 atunci când te conectezi pe serverul nostru B-Hood România. Mă băi, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal cu Rage MP, pe serverul nostru preferat B-Hood România, cum v-am obișnuit. Astăzi o să vă prezint cum puteți să vă înscrieți la noua tombolă care este pe server, zic așa. Bine, nu este chiar nouă, adică nu vreau să înțelegeți că a fost implementată astăzi sau e de ceva timp, de o săptămână, cred chiar și mai mult, poate, nu mai știu sigur. Ideea este că Răduc a băgat o tombolă în care la mijloc este un iPhone 15, da? Noul iPhone făcut de către cei de la Apple. Și da, cum puteți să faceți rost de acel iPhone? Păi e foarte simplu. În prima metodă este cea mai simplă. Voi doar trebuie să jucați pe server, efectiv, da? Voi vă jucați, vă plimbați, faceți job, ce faceți voi. Și automat la Payday o să primiți tichete de iPhone 15. O să vă apară ca și cum aici în chat sus: You have received, nu știu câte iPhone 15 tickets din alea, da? Depinde de activitate aici. Acum să vă dau un exemplu. Eu la Payday-ul care a fost de la ora 5, da? E ora 17:21 acum când filmez. Când a fost fixul, am primit 4 iPhone tickets, da? Nu este vreo comandă care... Ia, iPhone tickets. Nu este nicio comandă în care putem să vedem tichetele. Dar stați, oare este? Dar nici stați, nu văd. Da, probabil că nu este nicio comandă, în fine. În principiu, trebuie doar să jucați, da? La prima metodă, voi faceți, nu știu, job, faceți quest și așa mai departe și cu cât aveți secundele mai multe, adică dacă dați slash time, eu acum am 810 secunde, 0,23 de ore, nu cred că o să-mi dea prea mult la Payday, dar posibil să vă dea vouă mai mult dacă aveți mai multe secunde decât mine. Da, te aud, tu mă auzi? Te pup, frate, ce faci, da? Ce dracu, uite, filmezi, spune salut la clip. Salut, clip, vă pup pe toți. Bun, mă băieți, a doua metodă cam care ar fi din joburi, să faceți tichete pentru acel iPhone care este la tombolă. Eu stau exemplu acum pe clip, o să fac puțin fiș să vedem dacă ne dă. De obicei dă, adică nu vă gândiți că nu dă tichet la fiecare tură, este o șansă acolo în care poate să vă dea. Cum este și la Moonlight, când este eventul de Moonlight, efectiv este pe șanse, nu la fiecare tură poate să vă pice cutii Moonlight din acea tură de fiș, să zic așa. Dar o să testăm acum pe pielea noastră. Hai că mai prindem acum un pește și mergem direct să-l vindem. Oh, pește roșu, bun. Ia să vedem, ăsta e destul de greu. Ia că băiatul ăsta i-a picat 14 pp-uri, a prins un din ăla. Ia, 300, mama, avea 256 de kilograme peștele ăsta, mamă, destul de mult dacă mă întreb pe mine. Bun, hai că mergem acum la mașină și mergem să vedem dacă ne dă tichetul din această tură. Ceea ce, nu știu, este o șansă acolo să ne dea, hai să vedem. Hai să vedem. Ne-a dat? Nu ne-a dat. Dar ideea e că eu am deja ca lumea tichete. Adică nu vă gândiți că n-am tichete. Ideea în sine este să vă prezint vouă că eu am multe tichete. Am luat tichete și chiar pe la început, când s-a lansat în sine tombola pe server și am luat destul de multe tichete. Dar, na, în principiu trebuie să înțelegeți că clipul ăsta nu este bazat ca și cum că o să câștigați chiar voi acel iPhone. Este în sine cum să participați. Deci, dacă voi decide să vă jucați mult pe server și așa și acumulați multe etichete, există o șansă mai mare pentru voi ca să luați acel iPhone. Adică aici depinde de activitatea voastră. Cu cât jucați mai mult pe server și faceți activitate și primiți etichete, cu atât crește șansa de a câștiga acel iPhone pe care îl puteți câștiga la tombola noastră. Acum ce pot să zic? Nu mai sunt și alte metode, adică cam atât știu eu momentan din ce am văzut că pică tichetele. Nu știu sigur dacă pică și din quest-ul special. Dacă este, verificați voi pe pielea voastră. În principiu este foarte ușor, cum am și specificat. Activitate pe server, intrați, vă plimbați, faceți quest, faci joburi, ce vrei tu. Și poți să primești din ambele părți. Primești tichete și din Payday, dar și din joburi. Atenție, nu primiți la fiecare tură de job tichet. Este o șansă, da? Ca la Moonlight, ca să înțelegeți, pentru cei ce nu știu. Așa că da, băieți, videoclipul ăsta nu este foarte lung pentru că nu ai ce să explici prea mult la acest clip.
este de doar cum să participi la acea tombolă. Sper că v-a plăcut acest episod, o să mai urmeze episoade bombă cât de curând, așa că, da mă băieți, eu am fost Hendrix, vă pup pe toți și ne auzim data viitoare, baftă!